Bună ziua și bine ați venit la această nouă întâlnire capitală. Sunt Răzvan Roceanu. De câteva săptămâni, Europa stă cu ochii ațintiți către Londra. Toate celelalte probleme comunitare aflate pe agenda președinției românești a Consiliului European și nu sunt nici puține, nici simple. Din potrivă, par să fi trecut pe planul 2. Toată lumea vrea să știe întâi de toate ce se va întâmpla cu Brexitul, în ce fel se va produce, când se va produce, dacă se va mai produce. Nu avem de ales și continuăm și noi discuția la București FM pe aceeași temă cu domnul profesor dr. Conel Codiță, analist de politică și securitate internațională. Domnul profesor, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Domnul profesor, întrebarea de bază. Până la urmă, britanicii știu ce vor? Păi se pare că partea proastă tocmai asta e, că știu doar că știu fiecare pe partea lui. Cei care vor Brexit știu sigur că vor brexit și nu vor niciun fel de alt fel de soluție decât Brexit-ul, indiferent de tratat, netratat, aprobări, neaprobări. Cei care n-ar vrea Brexit-ul sau ar vrea un Brexit mult mai amiabil cu Uniunea Europeană, sunt siguri că asta vor și presează pentru soluția lor. În realitate, impasul care s-a creat în politica britanică este generat tocmai de această fixitate a problemelor, de lipsa unui honest broker, cum se spune, adică unui negociator imparțial. Este foarte interesant că rolul ăsta a încercat să și-l asume speakerul Camerei Comunelor, unde s-a uh, decis ca astăzi, luni când vorbim noi, să uh, primul ministru să repună în fața Parlamentului o soluție pentru Brexit, fie amendând acordul pe care l-a negociat, fie făcând alte propunere pe care Parlamentul să o aprobe. Da, e până la urmă e, britanicii, cine sunt? Cei care au votat acum doi ani și în favoarea Brexitului sau cei care acum care se pare că sunt majoritari împotriva Brexitului? Vedeți, Asta e, cine sunt britanicii? Britanicii sunt și cei care au votat Brexitul și cei care au votat împotriva Brexitului. Partea proastă a întregii povești este că cei care au votat Brexitul, cel puțin o parte din ei, au fost înșelați și acum au băgat de seamă că au fost înșelați și cu promisiuni care n-au niciun fel de acoperire și cu perspective pe care nimeni nu le poate garanta și le promite fără să aibă niciun fel de angajament față de aceste promisiuni. Este motivul pentru care majoritatea s-a mutat în nici doi ani de la pro Brexit, așa cum a ieșit la referendum, votul la o majoritate nu zdrobitoare, dar sensibilă în favoarea unei alte soluții decât cea pusă pe masă de guvern. În plus, ca să pună criza asta într-o postură și mai complicată, avem o problemă de decizie între guvern și între executiv și parlament legislativ cu privire la cine ce decide în materie de Brexit. Inițial, dacă vă aduceți aminte, guvernul a spus este prerogativa guvernului, nu ne avem nevoie ca parlamentul să ne aprobe vreun plan. Această poziție a fost înfrântă în parlament și parlamentul a zis nu, 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 noi o să aprobăm. Când guvernul meu a, a venit cu a, soluția negociată pe masă, a încasat cea mai... Masivă înfrângere la un vot din, din istoria, istoria Parlamentului <laughs> Britanic, a rezistat Totuși. a doua zi la un, o moțiune de neîncredere, și acum ne-am întors la întrebarea cine trebuie să decide în această privință. Este foarte interesant că reacția premierului mei imediat după votul prin care a fost înfrântă negocierea ei cu Uniunea Europeană. Care a spus, după anunțarea votului, domnule speaker, camera s-a pronunțat, guvernul ascultă, această cameră ne-a spus cu ce nu e de acord, dar nu ne spune nimic despre cu ce ar fi de acord. A, aici este cheia întregii povești. Da, păi, după înfrângerea cu 2 la 1, ca să zic da, așa, da, a, da, scor da, da. a Terezei mei... A votul de a doua zi în care uh, demisia, demisionarea Guvernului Terezei Mea a fost respinsă, rezultă că totuși nu sunt de acord cu Tereza mei, dar nici nu vor să o vadă demisă. Da, pentru că de, asta înseamnă o linie politică pe care conservatorii n-au nici interes să o urmeze. Ar însemna alegeri noi și posibilitatea pierderii clare a guvernării. De deci ce ar ceda guvernarea dacă pot să o mențină? Și atunci parlamentarii care au votat împotriva acordului au votat pentru susținerea propriului guvern. Deci n -a, iar, rău, cu rău, dar mai rău fără rău. Exact, iar opoziția nu are majoritate. E cel mai interesant aspect după părerea mea intervenit în ultimele două săptămâni este faptul că Liber democrații, al treilea partid într-un fel de pe scena britanică care este, din păcate s-a pondere mult prea mică față de voturile pe care le-au primit. Mult prea mică, dar este partidul care a readus oficial pe, pe tema de negocieri posibilitatea unui nou referendum pe Brexit eventualitate care e discutate și cu oamenii importanței guvernului mei și cu uh, laboriști. Deci a, ideea reluării referendumului vine de la un partid mic, uh, cu o susținere electorală destul de importantă, dar nu cu sprijinul electoral, datorită sistemului britanic de reprezentare. Dar iată că avem pe agenda și această posibilitate în mod oficial. Vorbind de laboriști, am urmărit cu atenție speech lui Jeremy Corbyn, liderul laboriștilor, care e și liderul opoziției, da, bine. Da. după înfrângerea zdrobitoare a guvernului Tereza May. În, în discursul lui n-a fost nicio clipă vorbat că N-ar trebui să mai știm din Uniunea Europeană sau ar trebui să renunțăm la Brexit. Doar a acuzat guvernul că n-a negociat un acord bun. Nici o clipă n-a sugerat că el ar putea să renunțe la Brexit. Laburiștii sunt împărțiți și ei, exact cum sunt și conservatorii. Conducerea actuală a laburiștilor nu are curaj să se pronunțe nici pentru un nou referendum, nici pentru rămânerea pur și simplu o soluție de soi acesta. A preferat să se așeze în mod paradoxal pe poziție ultraconservatoare, nu ne place acest acord, dar și mai degrabă ieșim din Uniunea Europeană, în timp ce baza politică a laburiștilor este net favorabilă fie renegocierii, amânării ieșirii sau pur și simplu unui nou referendum. Într-un fel, conducerea Partidului Laburist la ora actuală este într-o tensiune destul de semnificativă cu propriul electorat. Na, deci, mă rog, ca să nu să folosim o exprimare eufemistică, uh, și conservatorii și laburiștii joacă la două capete, ca să nu folosim expresia cu luntri. Uh joacă la două capete, încearcă să împace pe toată lumea ceea ce nu se poate. Nu, conservatorii radicali nu vor să împace pe nimeni, vor pur și simplu să iasă Dar da, o parte de din conservator totuși... și anume în orice condiții. Deci Johnson, care este fost un ministru de externe și, mă rog, figura proeminentă a radicalilor brexitiști, în continuare spune că cea mai bună soluție pentru Marea Britanie este și ieșirea, că Uniunea Europeană dacă vrea să aibă o soluție negociată n-are decât să pună pe masă, ia soluțiile și guvernul britanic să se gândească dacă le aprobă sau nu. Deci poziția asta radicală există și reprezintă o, o anumită felie din electoratul și din reprezentarea politică ultraconservatoare în Marea Britanie. Bun, să ne întoarcem acum la ce spune Uniunea Europeană. Toată lumea la Bruxelles spune că a pregătit scenariul și pentru Brexit dur, dar dacă pentru Brexit cu acord avem vreo 600 de pagini detaliate, în principiu, dacă le citim pe alea, presupunând că le-a citit cineva, știm ce să facem, pentru Brexit dur nu am citit niciun text, nici măcar un drap, niciun... Nu, va fi de azi pe mâine, văzând și făcând fiecare soluție pe rând, de îndată ce problema se prezintă, o să inventăm o soluție la ea. Nu există o formulă care să fie gândită dinainte pentru asemenea Acum, cel puțin din ceea ce se discută la Londra și astăzi, vom vedea care sunt reacțiile la discursul în Parlament al primului ministru. Nu e deloc exclus ca chiar și actualul guvern să încerce forțarea. Îndepărtării ghilotilii de la 29 martie. Adică nu mai e data finală 29 martie, mai obținem o amânare, fie că o fixăm. De exemplu, până la viitoarele alegeri parlamentare în Parlamentul Uniunii Europene mai, fie după aceste alegeri, ar fi cam 90 de zile. Exact, deci soluția asta pare să fie favorizată încet încet și de cercurile politice care negociază la Londra o soluție între partide și pare să fie impulsul care vine nu chiar oficial, dar pete de sub din partea statelor cele 26 care transmit într-un fel sau altul mesajul Londrei, cereți această ridicare a ghilotinei de la 29 martie, că o să o obțineți. Și, pe urmă, mai vedem care e soluția, reluăm negocierea, faceți voi un nou referendum. Bă, aia Ce șanse sunt realmente să facă un nou referendum? Pentru că Tereza mei a jucat foarte tare pe orgoliu britanicilor. Dacă nu ieșim din Uniunea Europeană, înseamnă să dezamăgim electoratul. Un nou referendum ar însemna dezamăgirea, pierderea încrederii. Deci ea a fost net împotriva referendumului, pentru că altfel pierde total sprijinul partidului. Deci în momentul când ziua când s-ar pronunța <laughs> pentru un nou referendum, trebuie să-și dea demisia da. și să facă alegeri noi. Uh, Există două aspecte, unul politic și unul tehnic. Uh, evident că în, în primul plan al discuției a fost ridicat imediat aspectul tehnic, nu avem timp uh, să organizăm un referendum, uh, ne-ar trebui un an și ceva, nu ne așteaptă nimeni un an. Acum, uh, partidul uh, care susține totuși posibilitatea unui nou referendum, cum spuneam, uh, liberalii. Au pus pe masă și soluția tehnică. E nevoie de o, o lege de două articole care să reformuleze e, activitatea Parlamentului în sensul să deschide posibilitatea unei e, cercetări parlamentare cu privire la această temă și, doi, o altă lege a referendumului care, să, care se poate pune pe masă. E, la, de ordinul săptămânii, o săptămână, două, astfel încât un nou referendum ar fi tehnic posibil până mai, la expirarea termenului actualului Parlament al Uniunii Europene, deci nu e nevoie de un an de zile. Acum, aspectul tehnic presupunând că e soluționat, e, piatra de moară uriașă este aspectul politic. Cine își ia în spate? Responsabilitatea. Să contrarieze de... pe cei care au cu exact, jumătate... dreptate. În mod clar, acest guvern, conservator nu, ultraconservatorii cu siguranță nu, Corbyn nu pare. Da, nici la fie... da, deocam... o mare parte dintre laboriști au votat în favoarea Brexitului. Deocamdată nu par să fie uh, tentați de această variantă și rămâne de văzut dacă avem sau nu un vector politic care să ducă această soluție către realizarea practică. Sunteți pe București FM, întâlniri capitale, invitatul de azi, nostru de astăzi, domnul profesor dr. Cornel Codiță. Domnule profesor, spuneați de prelungirea eventuală a negocierilor. Dacă 29 martie plus încă 90 de zile, asta înseamnă dincolo de alegerile europarlamentare, la alegeri Marea Britanie va mai avea locuri în Parlament sau nu? Uh, tehnic trebuie să aibă locuri da? pentru că ea nu, nu e ieșită din Uniunea Europeană asta înseamnă că participă ale alegeri desemnează uh, parlamentari în um, forumul european uh, desemnează un comisar de, uh, și vedem cum o fi cu comisia încă rămâne de Deci tehnic nu avem cum să interzicem participarea Marii Britanii la întregul proces atâta vreme cât nu ieșirea n-a fost declarată. Deci toate astea sunt valabile dacă termenul de 29 se ridică. Dacă termenul de 29 nu se ridică, atunci suntem în altă situație juridică și ei nu mai pot participa la alegeri. Da. Dar, deci dacă cere să prelungirea cu 90 de zile, și se Cofi, aprobă, că și asta și trebuie aprobată în Parlamentul European, da. că altfel comisia trebuie să o aprobe și să o ducă în Parlament să da. o valideze. Am fi într-o situație ciudată, în care o țară care a anunțat că iese totuși participă la alegeri. Da, așa este, pentru că una e să anunți și alta e faptul juridic împlinit al ieșirii. Uh, europenii au interesul să bată cu pumnul masă sau din potrivă au interesul să fie concilianți aici. Da fiindcă noi suntem acum președinția da, -a... da, da, da. Adevărul <laughs> e că lucrurile sunt împărțite. Dar unda favorabilă după părerea mea, este în favoarea unei soluții ca Marea britanie să rămână pentru că ar fi o uriașă victorie a celor care susțin că soluția la problemele Europei, inclusiv aceste probleme ridicate de Marea Britanie, este întărirea sistemului european și nu dărămarea de lui. Deci e clar că și birocrația de la Bruxelles, dar și cea mai mare parte a statelor Membre în politica lor locală susțin și au îndemnat Londra să găsească o soluție negociată, să nu rupă, să nu rupă definitiv, să stea într-o formă de asociere care îi va permite eventual să se reîntoarcă. Ultimele mesaje, de exemplu, venite de la. Din Germania, de la cancelarul Merkel, sunt în aceeași direcție. Londra ar face bine să caute încă soluția negociată, să nu rupă. Deci, mesajul care vine de la Bruxelles pare să fie acesta: că ruptura nu e dorită cu adevărat. Mă rog, dacă nu se poate altfel, asta este, dar, practic, Uniunea Europeană, Bruxelles și capitalele mari n-ar vrea ruperea Marii Britanii. Da, am remarcat o manevră psihologico-electorală după votul din Camera Comunelor, în care Tereza mea a fost în nimeni de la Bruxelles nu a strigat ura, bravo, vedeți, v-am spus noi, din potrivă. Da, S-au ferit că, ca nu cumva să-i supere pe. Pentru că, de fapt, înfrânt a fost. Toată lumea știe că acordul cu care Mei s-a dus în Parlament, britanicii n-au contribuit nici cu virgulele. Deci, toate acele pagini sunt scrise de Barnier și echipa lui de la Bruxelles. Deci, întregul a acord a fost creat de Bruxelles, uitându-se la unele lucruri care ar putea fi favorabile ca să îndulcească pilula pentru Londra. Deci toată lumea știe că e acordul și atunci înfrângerea acordului într-un fel este înfrângerea indirectă a celor care l-au făcut și toată lumea știe că l-a făcut Barnier și echipa lui și niște cum Londra. Nu, dar s-au afișat. E, vedeți că tot e mai, mai bine în Uniunea Europeană sau ceva de genul ăsta. S-au ferit cât să, să, pună... să provoace orgoliu britanicilor. Nimeni nu are interes să pună gaz pe foc și asta arată clar ce spuneam adineauri împreună cu dumneavoastră, că la Bruxelles atitudinea generală este ar fi bine să nu se întâmple Brexit-ul. Discutăm acum, nu vom ajunge la o concluzie, dar se discută acum, par la uh, bugetul comun 2021-2027. Dacă nu este pe 29 mai, Marea Britanie o să mai contribuie la bugetul comun? Eu o întreagă discuție, pentru că, uh, în primul rând, uh, prima temă este contribuția britanică la ieșirea din uh, Marea Britanie și cele 39 de miliarde sunt puse sub semnul întrebării acasă la Londra de către cei care s-au opus acordului, deci semnele de întrebare cu privire la buget sunt enorme și, după părerea mea, nu se va putea pune un buget pe masă până când nu e clar dacă Brexit-ul se întâmplă sau nu se întâmplă. De-abia în momentul când avem o decizie în sensul acesta, se, vor putea, se va putea lucra cu cifre ignorând da. contribuția britanică. Ce o să aducă ea prin plățile pe care trebuie să le facă rămâne de negociat, dar se va putea face un buget știind că Marea Britanie nu mai este parte din sistemul comunitar. Până atunci, după părerea mea, nimeni nu poate să facă un buget. Ah, deci asta înseamnă că nicio șansă de a avansa discuțiile pe buget în timpul președinției române. Oricum, până la 18 aprilie, a zis și Juncker, după 18 aprilie nu mai avem cu ce să mai discutăm. Da, că nu mai avem parlament. Și nici, da, iar comisia... Nu mai avem mandat. <laughs> Repet, întreaga poveste pune o presiune instituțională foarte mare și politică, nu doar instituțională pe sistemul Uniunii Europene, pentru că, iată, nici măcar lucrurile fundamentale nu pot fi clarificate. Ne ducem în alegeri pentru Parlament, avem altă comisie, dar ce mandat are, ce face, un control ne îndreptăm. Toate astea trebuie reflectate în linii politice, trebuie reflectate în buget. Cine îl face? Viitoarea comisie, viitorul Parlament îl aprobă. Plutim în necunoscut în continuare, dar, pe de altă parte, e clar că actuala comisie nu prea mai are mandat și putere politică să pună pe masă un buget și să spere că va fi și aprobat de statele membre. Pentru că trebuie să-l aprobe inclusiv Marea Britanie exact. dacă îl pun până în martie. Da, chiar. Să zicem, dacă printr-o minune mâine s-ar ajunge la un buget pe 2021-2027 ar fi obligatoriu și votul Marei Britaniei sau Marea Britanie nu mai e... Marea Britanie nu e suspendată de la vot în niciunul dintre instituțiile europene, că nu avem cum să o suspendăm atâta vreme cât ea... Da, cât ea tehnic... Tehnic este membru. Tratatele nu prevăd ca în perioada aceasta în care se discută consecințe, deci urmează să se producă consecințele articolului 50, nu creează un vacuum de reprezentare pentru statul respectiv. Din potrivă, tratatele spun foarte clar că el este în continuare membru până la ieșirea de fapt, adică juridic, până când s-au îndeplinit condițiile ruperii de sistemul Uniunii Europene. Imaginile din seara votului asupra textului acordului de Brexit arătau clar în fața Parlamentului de la Londra cele două tabere. Uh, unii, nu, domnule, să mi se respecte votul meu, da, alții, da. în fine v-ați gândit, trebuie să ne întoarcem în Uniunea Europeană. Uh, un analist de la Financial Times spunea că până acum Tereza May nu a făcut decât să amplifice disensiunile din electorat, a devenit un fel, din acest punct de vedere, un fel de Donald Trump britanic, a exacerbat disensiunile din, din sânul societății britanici? Cred că pe undeva cel puțin jumătate e o acuzață un pic nedreaptă, pentru că, sigur, indecizia lui mei cu privire la poziția pe care este și încercarea ei de a împărca tot timpul cele două părți ale propriului partid, a fost un eșec și acest eșec trebuie să-i se pună în contabilitatea mandatului politic, dar radicalizarea pozițiilor a fost în continuare realizată nu atât de guvern și de activitatea guvernului cu privire la negociere, că nimeni nu știe ce s-a negociat și nu ăsta a fost cu adevărat. Ceea ce a continuat radicalizarea este pe de-o parte discursul ultraradical al conservatorilor. Pe de altă parte, indecizia laboriștilor care, a liderilor laburiști, care nu vor să dea drumul ideii că am putea să revenim asupra referendului. Le e frică că pierd. Le o e frică parte de o parte din propriul lor electorate. electorat. da. Și atunci, de fapt, această indecizie politică mai degrabă decât instituțional-tehnică este cea care a radicalizat într-un fel pozițiile. Pe de altă parte, cei care au militat activ pentru Brexit nu vor să piardă partida, vor în continuare să demonstreze că ei au avut dreptate și la 2 ani, după 2 ani de odihnă, când au încasat tot felul de reproșuri, acum au revenit în scenă și au zis nu, noi am avut dreptate, avem dreptate în continuare și au mobilizat resursele de reprezentare, inclusiv pe stradă, ca să susțină punctul de vedere. Apropo de laburiști Iarăși o informație care a trecut Neobservată la noi Cu o zi înainte de votul pentru Acordul de Brexit Sau împotriva acordului de Brexit Tereza mea a fost Într-o circumscripție profund muncitorească Unde s-a votat Cea mai mult 60 și nu știu da, cât da. Aproape 70% Bro. în favoarea Brexitului, Deci S-a bazat pe muncitorii pe care A trebuit să se bazeze laburiștii da, sigur, bătălia pentru diferite segmente ale electoratului e deschisă, tocmai datorită indecizii politice a liderilor, atât la conservatori cât și la laboriști. Sigur că gestul a fost unul de. o încercare de a spune propriilor parlamentari, iată reprezentarea, baza. iată ce spune Baza, nu votați aiurea, votați ce spun oamenii ăștia o manevră care a eșuat lamentabil și cu asta va Și la ce ne putem aștepta în continuare? în continuare? Întrebarea cheie la care nimeni nu știe. În continuare nimeni nu știe la ce se aștepte, Să, deci punctul unu ar fi nego... Mei a lansat niște negocieri cu partidele, cu reprezentare parlamentară încercând să scoată din această negociere o altă soluție sau o soluție nouă ca să, care poate fi aprobată în Parlament. Dacă a reușit ceva, o să aflăm astăzi, în discursul ei din Parlament, dacă negocierile cu partidele nu scot la suprafață o soluție așa, rămâne de văzut cealaltă sugestie, sugestia care a venit dinspre... Bruxelles și dinspre statele membre celelalte, de a cere într-un fel prelungirea. Deci ea poate să spună, având în vedere că ne trebuie un acord, ceea ce poziția ei de la început, acest guvern o să ceară Uniunii prelungirea termenului de negociere. Și atunci, într-un fel, se aștepte. O, se se lungește această perioadă de interimat, noi șanse politice, urmează alegerile, vedem europene, urmează să vedem cum arată evoluția și în mare, pentru că practic de la o zi la alta în Marea Britanie da. graficul da, variază profund. Da, exact, se duce în sus, coboară pentru fiecare dintre cele două poziții radical opuse ar fi interesant de urmărit în cazul că se pronunțesc negocierile cum vor face campanie cele două sau partidele din Marea Britanie pentru Parlamentul, pentru candidații lor la Parlament. Vor trebui un tribunal să-i desemneze. Da. Deci, ceea ce nu cred că au făcut până acum că s-au gândit la Brexit. Vor da. trebui să-i desenezi și după aceea ceva susține fiecare. Ei Se vor, se vor găsi candidați, nu asta e problema lor. Problema lor este că, adică, într-un fel, întreaga reprezentare politică actuală este compromisă. Într-o lume de bun simț a politicii, liderii actualilor partide și de la laburi și de la conservatori ar fi trebuit să demisioneze și să lasă locul unei alte formule care să aibă șansa de a negocia și altfel și altceva și pe alte baze politice decât au făcut actuale partide. Confuzia din interiorul celor două partide și la labori și la conservatori este în principal responsabilă de, de tensiunea care s-a creat și de lipsa de soluții negociate. Cine spunea? cred că John Major, fără, fostul prim-ministru, spunea ieri sau alaltă, Tereza May ar trebui să se transforme din negociator în broker al unei înțelegeri. Frumos spus, dar este imposibil, pentru că parcursul ei politic de până acum îi interzice credibilitatea, deci credibilitatea ei ca broker este zero. Cine o mai crede, cine o mai ia în serios că vrea să ajungă la o soluție când doi ani și jumătate a ignorat pe toată lumea și a venit pe masă cu o soluție repede, despre care toată lumea știe că este făcută la Bruxelles și nu la Londra. Paradoxurile istoriei sau ironiile istoriei, uite cum a ajuns ca toată lumea să se amuze pe seama celei mai vechi uh, democrații din lume. A fost întâlnirile capitale. Invitatul nostru de astăzi a fost domnul profesor dr. Cornel Codiste. Domnule profesor, vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc!